Bună ziua, dragele, și bine ați venit alături de mine la o nouă lecție de limba și literatura română. Astăzi vom vorbi despre un alt tip de compunere, ca mijloc intern de îmbogățirea vocabularului, mai exact despre compunerea savantă. Vă propun să începem cu un exercițiu. Vă rog să potriviți steluțele colorate din stânga cu dreptunghiurile din dreapta în funcție de sensul menționat în fiecare dintre acestea. Puneți pe pauză prezentarea până când veți rezolva sarcina de lucru. Ați rezolvat corect exercițiul și vă felicit pentru acest lucru. Elementul fil înseamnă care iubește. Elementul tele se referă la depărtare, la distanță. Cid înseamnă care ucide. Fob înseamnă care urăște. Fug înseamnă care îndepărtează. Poli se referă la mai mulți, multiplu. Bio se referă la viață, iar pseudo înseamnă fals. Acum vă propun un alt exercițiu. Dintre numeroasele elemente al căror sens l-am aflat la exercițiul anterior, am ales trei cu care vă rog să construiți cuvinte. Puneți pe pauză prezentarea din nou până când veți scrie pe caiete cel puțin câte trei cuvinte pentru fiecare element propus. Bravo! Și de data aceasta ați lucrat foarte bine. Dintre cuvintele care puteau fi create, menționăm pentru elementul tele, telecomandă, telecabină, telescaun, pentru elementul bio, biorit, biodiversitate, biosferă, iar pentru elementul cid, bactericid, erbicid, insecticid. Să reținem ceea ce am observat până acum. Elementele cu care am construit cuvinte în exercițiile anterioare se numesc elemente de compunere savantă. De ce? Pentru că majoritatea provin din limbile greacă și latină și au circulație internațională. Am mai observat că aceste elemente au sens lexical deplin. Unii dintre voi ar putea spune că aceste elemente seamănă cu prefixele și cu sufixele, însă la o analiză atentă, diferența este evidentă. Să analizăm comparativ două elemente de compunere savantă cu un prefix și un sufix. Observăm că structura tele îi imprimă cuvântului comandă sensul la distanță, telecomanda fiind un dispozitiv prin care se transmit comenzi la distanță unor aparate. Elementul de compunere, cid, îi imprimă cuvântului bacterie sensul de distrugere, de care ucide, pentru că bactericidul este un preparat, o substanță care distruge bacteriile. Nu același lucru se întâmplă în cazul prefixelor și sufixelor. Prefixul stră din cadrul cuvântului a străluci este un prefix care nu e purtător de sens. Același lucru se întâmplă și în cazul sufixului iu, care este un sufix ce nu imprimă sens cuvântului auriu. Așadar, trebuie să reținem că elementele de compunere savantă se deosebesc de prefixe și sufixe, care sunt elemente specifice altui mijloc intern de îmbogățirea vocabularului, și anume derivarea. Elementele de compunere savantă se împart în două categorii. Vorbim despre prefixoide sau false prefixe, care se așează înaintea unei rădăcini pentru a forma un cuvânt nou. De asemenea, vorbim despre sufixoide sau false sufixe, care se așează după o rădăcină pentru a forma un cuvânt nou. O observație importantă este aceea care vizează cuvintele formate din două elemente de compunere savantă. De exemplu, cuvântul filolog, care înseamnă specialist în filologie, este compus dintr-un prefixoid și un sufixoid. Haideți să exersăm noțiunile învățate printr-un alt exercițiu. Repartizați fiecare cuvânt din lista următoare în cercul corespunzător în funcție de modul lor de formare. Derivare cu prefix, derivare cu sufix, compunere cu prefixoid sau compunere cu sufixoid. Puneți din nou pe pauză prezentarea până rezolvați sarcina de lucru pe caiete.
Iată și exercițiul rezolvat. Cuvintele prietenos, frunziș, fierar și auriu sunt derivate cu sufix. Cuvintele macroelement, polisemantic, pseudoartist și hidrocentrală sunt formate prin compunere cu prefixoid. Dezrădăcinat și neatent sunt formate prin derivare cu prefix, iar insecticid este format prin compunere cu sufixoid. Pentru data viitoare am o provocare pentru voi. Vă propun să identificați cuvintele formate cu prefixoide și sufixoide din lista următoare. Felicitări! Ați ajuns la finalul unei lecții importante. Elementele de compunere savantă sunt uneori greu de descoperit. Este bine să reținem cât mai multe dintre acestea și, de ce nu, să le folosim cel puțin din când în când în comunicarea noastră orală și scrisă. Până la o nouă lecție, la revedere!